iarna. Noi, eu ca, mă rog, toți conducerea raionului, ne-am împărțit raionul, ne-am luat fiecare câteva comune să facem un control asupra recensământului, dacă s-a făcut corect. Eu am luat normal, Cireșul, Podem, Bârbănești, Godean. Și atunci am venit la, sigur că n-am pus o vite în plus, că mai găsau, că nu le declarase oameni. Dar m-am dus la Macan. Încă era un grup de 5-6 case locuite acolo. Și auzisem de la împăratul ăla, și era un împărat de astăzi acolo, de peștera aia de acolo. Și am luat vreo doi dintre ei, cu vărlețele, și ne-am dus și a săpat o uruitură. Și unde e peștera aia de acolo? Da, nu știu. Și atunci am intrat, atunci am desfundat noi, după cine știe cât am ars de vreme, era o uruitură sub stâncă, mascată complet, ei știau că aici e peștera. Dar era complet acoperită cu uruitură de pătriș nelisit și crescusă și arborețe să uruitură. Au tras ăștia, cred că vreo 3 ore cu hârlețele, cu săpoaile, de acolo, din se funde. Și odată, la un moment dat, tot băgându-se, tot trăgând, tot rânind așa în jos, odată s-a făcut o gaură, a apărut după un hârlețe gaură și a bufnit un aer împuțit și jet așa de apă, așa de... Ăștia s-au speriat, au luat, că e blestemat aici, că se zicea că cine încearcă, moare, nu știu ce. Deci stați un pic să aerisească. Și ca dovadă am luat o hârnețe, uite, m-am apropiat, s-a mai liniștit lumea așa deloc și am mai tras, eu am lăzit, haideți acum, nu, lăzit, bine. Am lăzit și am coborât pe o uruitură, acum... Ia cine? E pe Lenașul Giga? Da, nu mă putem bala acolo.